Toate serviciile medicale de îngrijire la domiciliu, medicamente și materiale sanitare, precum și dispozitivele medicale, se obțin numai cu cardul de sănătate. Excepție fac serviciile acordate de cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, acestea putând fi accesate fără utilizarea cardului până la data de 30 septembrie 2020, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. După cum știți, începând cu 1 iulie, s-a reintrodus obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru unele domenii de asistență medicală, și anume pentru servicii acordate în unități sanitare cu paturi, pentru investigații paraclinice, pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, pentru furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente. Deci acordarea și validarea serviciilor se efectuează cu cardul național de sănătate începând de la 1 iulie. În același timp, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloc de comunicare. Excepție fac serviciile acordate de către medicii de familie în cabinetele acestora și cele acordate în ambulatoriul clinic de specialitate, pentru care pot fi accesate serviciile fără utilizarea cardului de sănătate până la 30 septembrie 2020. Celelalte reglementări legislative sunt valabile în continuare, și anume că se pot acorda consultații în asistența primară și în ambulatoriu clinic și de la distanță, utilizând mijloacele de comunicare pe care le au la dispoziție. Faptul că furnizorii de servicii clinice pot acorda 8 consultații pe oră. De asemenea, asigurații au acces la servicii clinice în ambulatoriu de specialitate fără a fi necesar biletul de trimitere. Asigurații pot trimite la casa de asigurări documente în vederea dobândirii calității de asigurat prin mijloace electronice de comunicare, fără a fi necesară prezența acestora la sediul casei. De menționat este faptul că s-a prelungit până la data de 30 septembrie termenul de valabilitate pentru următoare documente, a căror valabilitate expiră până la această dată. Este vorba de biletele de tratament pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive auditive, ce se depun sau transmit la Casa de Asigurări de Sănătate, deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.